n-am văzut așa ceva de viața mea. Băieții ăștia de la Offroad Max de la Suceava au pus 7000 de W pe o mașină, pe Nissanul ăsta, și au făcut o surioară la asta, la altă. Și acum dacă vreți să mergem la cântat vreodată, pe undeva, pe la munte, avem direct tot sistemul după noi. Salut, sunt Ștefan, electrician la Offroad Max și astăzi vă voi prezenta mașina lui Cristi de 7000 de W plus cu toată instalația ei, inclusiv mașină de fum. Plus multe alte surprize și noutăți. Un șofer de-a mea era în Olanda. Și am mers să achiziționăm o platformă, un sprinter cu care să aduce mașinii clienților la noi la hală. În zona parcului auto din am cumpărat sprinterul, era reprezentanța Nissan. Și acolo majoritatea clienților făceau varianta de buyback. Și mi-a zis șoferul, hai că ți arăt ceva frumos. Și bineînțeles culoarea asta mă zăpăci prima oară. Ea e și botezată Little Brownie, pentru că este micuță. Nu aveam loc să luăm în săptămâna aia pe platformă, pentru că deja achiziționasem un alt patrul, cel care este portocaliu deja. Am dat avans. Avea un istoric foarte bun, fiind de la persoană fizică. Tocmai ți-am spus varianta cu buyback-ul. Am revopsit toată zona, platforma de deasupra. Am retapizat interiorul de la zero, refăcut scaunul, instalația electrică, revizie completă. Și asta s-o punem la vânzare. N-am apucat să punem la vânzare pentru că vin ideea să facem un proiect nou cu un sistem de audio mai performant decât până acum. Și a spus să facem o chestie care nu a făcut-o nimeni, adică să avem în mașină, ținând cont că deja am început în colaborare și cu frații Sterp, cu Iancu și cu Liță. Hai să facem o mașină în varianta în care merge și cu, luăm o mașină de la un client gen cum sunt ei, cântăreți. Să le dăm o mașină la care poți să satisfac toate plăcerile astea, să ieși în natură, să cânți cu ele. Și am început cu varianta microfoane wireless, cu sistemul de karaoke, sistem de iluminație, sistem entertainment, cum ar fi. Iar acum mașina se rămâne la încorde pentru că cât de curând dăm drumul și la cel mai frumos concurs de off-road organizat în Covina, care Off-Road Max îl organizează. Fiind singuri organizatori, vom avea nevoie de gălăgie și gălăgia este în spate. Dar nu ne oprim aici, vom continua cu un upgrade. Vrem să facem un sistem de flash-uri pe exterior, vrem să facem o scară pe partea din spate să urce sus DJ-ul, cu pitru de comandă să fie acolo, dacă îi dăm la extrem. So I go get it. Hate means I do something right. So I'ma let him. Yeah, I'ma let him. Yeah, yeah. Yeah, I'ma let him. I hit the nail on the head. Yeah, yeah, I'ma let him. All I hear, go get the money. So I go get it. Hate means I do something right. So I'ma let him. Yeah, I'ma let him. Yeah, yeah. Yeah, I'ma let him. I hit the nail on the head. Yeah, yeah, I'ma let him. Early bird, go get the worm. Worm in the dirt. I can show you what I'm worth, my hands in the dirt. From where they look when you not, a hand in your purse. Hell if you think I'm last, hey, last should be first. First, 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 first. Go ahead and go feast your eyes. Chefing up, cooking them pies. Leaving no slice, believe on the guy. Who in demand and who got supplies? You on the land, me and fly. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no purse, you can't see that I'm a motherfucking P.I.M.P. I'm your master. Salutare, numele meu este Alin și am o colaborare cu firma Offroad Max pe partea de audio și tot ce ține de navigații. Deci la această mașină s-a montat un sistem audio format din 16 difuzoare de medii plus partea de înalte.
S-a montat o incintă, un subwoofer cu două difuzoare de 15 țoli, amplificare aferentă plus un DSP pe 8 canale pentru a putea seta fiecare difuzor în parte și a face mai multe preseturi. Pe partea de alimentare la motor s-a făcut upgrade la cabluri, adică Big 3, Big 4. S-a folosit cablu 0 AVG de la alternator la plus baterie, de la alternator masă caroserie, masă motor. Avem două cabluri de 0 AVG pe plus în spate și două cabluri de masă direct pe amplificatoare cu un distribuitor. Avem un amplificator de 3 kW, două canale 1500W pe midbash, un amplificator de 200W pe înalte, un 4 canale, care merg în altele pe față plus în altele pe incinta din spate. Pe midbash și din spate avem la fel un amplificator, un 4 canale în bridge și mai avem un monobloc de 2,5 kW pe parte de bas. 7000W RMS, putere curată. Atât portierele, cât și toată mașina este insonorizată cu 3 straturi de insonorizant de 3 mm, deci nu avem probleme cu vibrații sau alte sunete nedorite, rezonanță proastă sau altceva. Portierele sună foarte bine în setup-ul ăsta. O să mai adăugăm două ufere de bas de 15, să fie 4x15, să fie completat tot sistemul. Cât de dificil? Este dificil, deoarece, de exemplu, aici fețele de ușă, aici avem o structură realizată din fibră. Aici am muncit foarte mult în jur la 4-5 zile. Asta este total din izolată fonic, ca să nu avem vibrații și frecvențe parazite în momentul când cântă. Sperăm să mai adăugăm ceva difuzoare pe partea de plafon. La interior, ca și player, avem o navigație de 9 inch, Android 10, cu 8 GB de RAM, 128 ROM, se mișcă foarte bine, e aproape instant, nu avem probleme cu net sau ceva, de asta s-a și montat. Mai avem un procesor de la 4X cu 8 canale și telecomandă montată aici, de pe care putem selecta mai multe intrări, mai multe setări la difuzoare și care totodată ne ajută să avem un sunet cât mai curat și cât mai corect. Un proiect posibil doar la Offroad Max. În concluzie, mașina rămâne la noi. Proiectul va continua 100% și va continua de la o săptămână la altă, tot timpul ne vin noi idei. Sunt mașinile noastre, pe ele putem testa orice produse. Și după aia clientul îi dăm soluția finală, care e cea mai reușită.